Sâmbătă și duminică la aeroportul Ștefan cel Mare va avea loc cea de-a doua ediție a evenimentului Suceava Air Show. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a declarat că sâmbătă acțiunile cuprinse în eveniment vor începe de la ora 15, iar duminică show-ul aviatic va începe la ora 10. Toți sucevenii sunt așteptați în acest weekend la aeroportul Salcea pentru un eveniment de excepție. Să sâmbătă și duminică sper să avem capacitatea și tehnică și, dacă vreți, de sus, pentru a avea într-adevăr un spectacol aviatic de excepție. Și vă invit așadar sâmbătă după amiaza, începând cu ora 15 până seara târziu. Seara târziu va fi un spectacol de sunet și lumină absolut interesant, o chestiune care n-a mai fost la Suceava niciodată. De fapt, e a doua ediție de show aviatic, dar un astfel de eveniment de, să spun, asfințit de soare cu avioane care evoluează și care prestează și, dacă vreți, o performanță de sunet și lumină, va fi într-adevăr apreciată de suceveni și invit pe toți cei care doresc să vină să vadă. Duminică, începând cu ora 10 până pe la ora 14, vor fi la fel evenimente la aeroport legate de acest show aviatic. Vom avea și avion cu reacție, e vorba de un șoim, vom avea și elicoptere care vor face evoluții, inclusiv cu jandarmi care vor demonstra capacități tehnice și de intervenție foarte interesante.